No, ca o concluzie sau mai bine zis ca niște lămuriri ce, ce mai am de zis. Uitați-l, am scos. -am, nu știu unde, unde exact scrie ce tip de cutie îi. Am răcăit un pic pe aia, dar n-am n-am găsit mare lucru. Deci dau pace, o să-l curăț data viitoare acum. Mă, mă pregătesc să, să, o tai la Sibiu, să nu mă întârzi prea mult. No, ce am vrut să zic ca să ca să evităm niște comentarii care precis o să vină și să nu, să nu fie în plus. Că am avut niște discuții și mai, mai, mai aiurea și cu oameni. No, deci știu că tot ce, tot ce am făcut se putea face altfel. Deci cum v-am zis, ceea ce vă arăt nu e nu -i un tutorial, nu trebuie să faceți ce fac eu chiar v-aș recomanda să nu faceți ce am făcut eu, pentru că cel puțin cu scosul ăsta v-am zis, cred că, cred că trebuie lăsat, nu, nu trebuie ridicat, am, am greșit cu scosul, dar nu, ideea e că abordarea a fost greșită, dar rezultatul a fost, a fost ce am vrut. M-am și belit un pic pe mână, că m au prins cum s-o dar nu e, nu -i nimic grav. Ce am vrut să vă arăt, ca să zic așa, e faptul că No, se poate face și cu, cu resurse puține. Deci, practic, a fost un om. Singura chestie care m-a ajutat a a fost să-l car, că n-am, -am, -am cum să-l, să, -l, să -l iau asta, că e, e, e groaznic de mare. Dar, nu, no, era pe scândură, era jos. L-am... O o lanțul ăla, ce l-am la încărat cu orangă. băgat și l-am cu E greu ca un mort, deci e, e, foarte, foarte greu. Cel puțin pentru mine, care... No, nu, să, nu pot să zic că sunt un om care, care o carat, care o lucra la viața lui. No. Deci ce am vrut să zic? Tot, tot ce s-a făcut, s-a făcut un, de, de, câte o singură om, adică de mine. Cu scule și cu chestii ce le-am le, ce le găsit pe acasă. No, acum e clar că la service și o, dacă vă duceți unde vă duceți, oamenii au, au echipamente, au macarale, au Na, că de aici o plecat discuția cu, cu taică mi a zis că avea cineva în sat și că și putea să mi-l scoată foarte ușor să nu mă chinui ca prostul, dar no, ideea e că îl știu pe om, omul super ok, mi mi prieten foarte bun, mi și un pic de neam. Dacă venea, aia însemna că nu, nu, nu -mi cerea bani, însemna că își pierdea o zi, însemna că trebuia să rămân dator. Și nu e ok, na, o să-l chem probabil că o să fie la montat, că la cum l-am scos, sigur n-am cum să-l bag la loc, în, la modul cum l-am scos. Dar, cum am zis, se poate face cu scule cumpărate de la Lidl, deci nu fac niciun fel de reclamă la, la nimic, dar uh, am trecut în Lidl, că m-am luat o sticlă de lapte și am văzut o trusă de scule, am luat-o și aia, că nu așa e, când te duci după, după lapte, te întorci cu șurubelniț. Uh, mai două șurubelniț, una în cruce, una dreaptă, le-am luat de pe la Carrefour, cred. Sunt foarte bune, să știți, ale albastre, nu știu cât au fost, vreo 3 lei cu 3 lei le-am dar culmea chiar o ținu. Deci le-am, cred că de vreo 5 sau de 6 ani. Și na, am, am rupt șuruburi cu ele, deci nu s au rupt ele în gură, cum că zici că n-a de 3 lei, Nu, no, acum să nu dați buzna să le cumpărați toate din Carrefour, că s-ar putea să nu mai fie și au fost. Și să fie calitate, calitate, de 2 lei. Nu de 3. Uh, V-am zis, l-am uh, spânzurat de grindă pentru că am grinda asta, ci? N-au apărut iară chestii la loc, le, -au, le -au pus. Am avut niște chingi, nici nu mai știu de unde sunt chingile alea, cred că sunt ceva de pe la tiruri. Le folosam de mult, de mult când mergeam pe pădure și ne aduceam, ne aduceam lemne, acum le cumpărăm, că nu, nu mai are cine să se ducă și legam cu ele lemnele. Deci v-am spus, în loc de mahara, două chingi și o grindă, în loc de scule profi, niște chestii luate din, din Lidl și din, din Carrefour. Deci chestii care poate, le poate face oricine, le poate lua oricine. Nu. De-aia v-am zis, sigur, nu, nu contest, să poate face altfel, se poate face mai bine, se poate face mai repede. Eu am vrut eu să încerc, să-l fac, să-l văd cum iasă, să, să văd că durează, că nu, acum dacă... Acum o să mă mecanici mecanicii, dacă vă duceți la, la service și o să vă treacă acolo pe, pe manoperă că o schimbat pivotul 4 ore, eu v-aș recomanda să mergeți la service, că am durat mie să-l să, -l, să -l schimb, că l-am schimbat prima dată, deci înseamnă că nu e ok. După aia l-am schimbat în 30 de minute, partea de am scos, am scos planetara afară pe, pe dreapta. No, cum v-am zis, nu e tutorial, e jurnal, luați ce puteți de bun, nu, -i, nu -i niciun fel de recomandare, poate învățați din greșelile care le-am le, -am, care le -am făcut. Și a, ce n-am ce n-am filmat și ce nu v-am arătat, e foarte, foarte mult timp eu am pierdut cu asiguratul mașinii. Deci niciodată nu mă bag sub ea când e pe cric, tot timpul cu butuci și butuci de aia sănătoși. Că v-am spus, Doamne ferește, dacă pică de pe cric sau pică asta, dau cu motorul de pământ, nu, no, dau că el de pământ aia. L-am rupt, l-am îndoit, l-am stricat, nu, no, s-au dus niște bani. Dacă pică și Doamne ferește, prinde o mână, un picior sau altceva, e, e problema mai mare. Nu, no, v-am spus, m-am belit pe mână, nu se, vede, nu se vede foarte tare, dar doare foarte rău. Și chiar mi ciudă de chestia, dar nu, no, n-am fost atent, am, am împins ca prostul și cred că pe pe la cutie m-am -am prins în, în fiarelele de acolo. No, ce să zic, am atât deodată, vă mulțumesc mult de tot la cei care m care mă și chiar ați lăsat comentarii cât se poate de utile. Și nu, chiar, chiar m-am inspirat foarte mult din, din ce au zis unii și alții pe acolo. Unii ce pus să mă înjure, alea nu, 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 o să apară, că nu. Vreau totuși să fie cât de cât ce trebuie. Și ce să zic, acum să văd, azi azi în marți, 1 mai. Na, unii spă la grătare, spă la alte treburi, eu m-am făcut de lucru cu fiarele. Să văd sâmbătă dacă mai apuc să mai ajung apoi. Nu știu ce să mai fac, probabil o să mă apuc la asta roșie să desfac și la asta. Dar de data asta v-am zis, cred că, cred că las jos. Că fost chinuia la Dracu și nu... Nu, nu, nu se merită efortul, deci... L-am hârșit un pic cu, cu baia pe, pe masca aia față. Nu rău, n-am îndoi, n arub nimic. Dar un pic am frecat cu el, n-am avut ce să fac. N-am putut să-l ridic foarte mult, ca s o terminat, s terminat King așa a doua. Și când am când l-am dat înapoi. Nu, ați văzut, invenții de lui... Dar nu, ce să zic, nevoia, nevoia te învață. Faci tot felul de, de inovații care de care mai... Mai tâmpite. Uitați, lanțele care le-am avut legate pe aici nu m-au stricat absolut nimic, nici carcasa la filtru. E un pic uh, julită, dar... Nu, deci nu nu-i rupt nu-i... Și ăsta aici întreg, pe ăsta m-a lanțul. Deci nu, l-am scos. Curge ca toți draci, deci din cutie mă, mă, umplut umplu pe acolo de, de, mizerie. O să trebuiasca și asta desfăcută și... Nu na, probabil o să mă duc cu ea, o să mă duc la mecanic. Dar până atunci mai, mai durează. Trebuie desfăcut asta, la alte v-am spus, trebuie făcute pleele. După ce am tablaria făcută și aranjată cât de cat să știu că e, in regula în regulă caroseria, o să mă pun să mă aleg ce, -i, ce -i mai bun dintre toate. Că na, vreau să fie, vreau să fie țiplă, că v-am spus, o fac pentru mine, nu fac să o dau sau chestii de genul. No, și cu restul ce rămâne, habar n-am. No, oricum, cred că la prețurile care sunt pe internet, ce am văzut pe internet, dacă mă pun să vând astea franțuzești, cred că, cred că mă fac milionar. no. Uh... Ah, trebuie să le, trebuie să le, trebuie să le liberez și roba. No, cam atât deodată, încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult de tot. Toate cele bune și ne auzim data viitoare. Да, не